Bun găsit, dragii mei! Iată-ne împreună din nou la o nouă ediție a emisiunii Buchet Folcloric Ardelean. Mă bucur tare să fiu alături de dumneavoastră ca de fiecare dată și să vă spun că avem invitați de seamă, ca de obicei de altfel. De-a lungul timpului, în emisiunile noastre au poposit alături de noi o mulțime de invitați. A fost vorba despre nume mari, oameni cunoscuți, artiști consacrați, au fost și tinere talente care bat la porțile afirmării, au fost oameni pe care dumneavoastră îi iubiți, îi apreciați și a căror muncă vă este la suflet. A venit rândul ca astăzi să fie alături de mine un invitat care vine de la o distanță considerabilă, zic eu, vine tocmai din Mediaș. E un tânăr talentat, cu o voce frumoasă, dar mai presus de orice, iubește folclorul. Dragii mei, n-am să vă spun mai multe decât să spun așa. Costel Popa, îți mulțumesc mult că ai venit alături de noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Bine te-am găsit, Anca, și bine am găsit pe toți cei care ne urmăresc. Și să știi, vreau să subliniez un lucru. Sunt pentru prima dată în direct aici la voi la Gliga, așa că mă bucur. Păi uite, ăsta e un să început. Vă am alături. Da. O să fii mereu alături de noi. Nu contează distanța, de unde am venit. Contează că, de fapt, mureșenii îmi sunt aproape. Și că ai reușit să-ți faci timp să vii alături de noi, fiindcă asta e o problemă generală a tuturor, timpul liber. Să știi că da. Și servici, și activitate intensă, și muzică, și de toate, așa că nu-i foarte ușor să ne organizăm programul după cum am vrea întotdeauna. E important e că ești aici și îți mulțumesc mult pentru că ai fost așa de prompt în invitația noastră de a fi alături de noi azi. Cu tot dragul, alături de oameni faini. Mulțumim. Fain la suflet. Așa e. Știi, iubitorii de folclor și iubitorii de muzică, în general, zic eu, o părere așa proprie, personală, e că nu pot fi decât oameni foarte faini, cum ai spus și tu, și oameni cu suflet mare. În general, artiștii au un suflet deschis către oameni. O sensibilitate aparte. Aparte, așa este. Da. Aș începe discuția noastră într-un mod în care obișnuiesc de obicei să o fac și te-aș întreba pentru început, spune-mi care a fost pentru tine povestea, drumul, cum ai început să mergi pe drumul muzicii populare? Păi pot spune că, așa cum am mai spus-o de multe ori, există o singură poveste, a fost un singur drum și totul se datorează mamei mele. Datorită ei am început și am aflat că pot să cânt. Eram undeva în clasa a patra, vârsta de 9 ani, cred că o aveam atunci, și s-a făcut o sărbare la școală. Învățătoarea ne-a pus pe fiecare să învățăm câte un cântec, iar mama mea a ales să cânt cântecul Doamne ocrutește-i pe români, Doamne Sava Negrea Brozașcu. Da. Unii, bineînțeles, au cântat muzică ușoară, fiecare ce a vrut, nu a fost ceva special. Și eu am cântat cântecul ăsta și atunci lumea, învățătoarea și așa au văzut că e ceva. Că ai talent, da. Că ai har, cum îl numesc eu. Așa este. Și apoi, pe urmă, i-au spus mamei să se țină de mine, iar mama fiind o iubitoare de cântec popular, cu mult drag s-a ținut de mine. Iar eu, la început, bineînțeles, ca orice copil, nu prea aveam eu... Era mai importantă joaca. Da, așa e. Dar cu timpul am început să descoper că, de fapt, îmi place. Îmi place muzica asta și am început să caut eu singur, să descoper alte cântece, să învăț cântece. Și au trecut ani și ani. Am trecut prin cursurile... Casei Pionerului, ca să spun așa, că așa se numea la Mediaș. Acolo am avut parte și de primul spectacol. Mi-aduc aminte, am cântat în Avrig, județul Sibiu. Prima dată era mic. Aveam un cheptar, nu l-am acum pe mine, ăsta este altul, dar aveam un cheptar care, acum mie numai bun, dar atunci am venit până pe la genunchi pe undeva. Și când era haină de-a dreptul. Da, îmi amintesc cu drag, ziceam, mă, ce mic am fost și eu odată. Și într-adevăr au fost niște emoții, de așa tremuram. Cred că toți începem așa și trebuie să recunoaștem pe cea dreaptă, să recunoaștem faptul că până și acum avem emoții. Eu una am emoții tot timpul. Întotdeauna, pentru că emoțiile, de fapt, bineînțeles, pot fi constructive și destructive, dar de multe ori sunt constructive, pentru că dacă n-am avea emoții, înseamnă că nu trăim ceea ce facem, nu?
Da. N-am reușit să transmitem ceea ce simțim, de fapt, și cum trăim noi ceea ce cântăm. Așa. Și pe urmă, după toate astea, am crescut, am făcut parte dintr-un ansamblu din Mediaș, am umblat cu ei la diverse spectacole, iar undeva la vârsta de 21 de ani, eram în ultimul an de facultate, am descoperit că există și concursuri în țară prin care te poți afirma. Pentru că nu am știut până atunci. Și așa am început să umblu într-o parte și alta țării, mi-am făcut prieteni, colegi. Ai intrat cu adevărat în lumea artistică. Da, așa e. Și ne invitam, vezi că este acolo, este acolo. Umblam dintr-o parte a țării în alta, pe urmă, bineînțeles, mi-am făcut prieteni și oameni din televiziune și oameni din muzică. Așa am început colaborările cu diverse ansambluri, am colaborat cu Juni Sibiului, cu Jidvei România și chiar cu un ansamblu din Arad, Juni și Mandan. Iar acum, pe cont propriu, le fac pe toate. Ai ajuns pe picioarele tale, da. Și să faci ceea ce iubești, ceea ce-ți place. Da. Ei, eu am o curiozitate. Bănuiesc că ai încercat să cânti muzică ușoară. Știi, da, că, în general, când suntem mici și tineri, suntem tentați, probabil majoritatea sunt tentați să aleagă muzica ușoară, nu cea populară. Ai trecut și tu prin etapele astea sau ai știut de la început? De la început mi-a plăcut muzica populară. Ai ales varianta asta. Asta o am la suflet și asta o voi avea la suflet. Dar vreau să precizez că, bineînțeles, când e nevoie să cânt și altele, alte genuri, da. Mă rezum și la asta. Deci dacă sunt la o nuntă unde se cere să cânt muzică ușoară, ce știu, cânt. Ce nu știu, nu mă bag. Așa e. În general, artiștii trebuie să fie un artist complet, ar trebui să poți să cânti mai toate genurile muzicale. Știi cum e? Acum, de fapt, tu știi. Atât că... Care, nu știu, când ești învățat cu un stil, stilul ăla chiar, deci tu cânti muzică populară, da, deci dacă încerci să cânti muzică ușoară... Afectează și da, se simte. Puțin se... Da, pentru cei care cunosc așa că de cele mai multe ori e bine să-ți vezi de treaba ta. Da. Adică să faci ceea ce... Să faci o singură, să mergi pe același drum, da. Și să faci drumul pe care îl știi și pe care îl poți face ca performanță. Bine. Așa. Sau foarte bine, sau profesionist. Înțeleg că ai încercat și varianta muzicii ușoare și totuși sufletul te trage către muzica populară. Așa este. Și va rămâne acolo. Așa zic și eu. Și de aceea vreau să știi că am muncit foarte mult ca și tine și ca și mulți alți colegi ai noștri. Și am reușit să-mi înregistrez și un prim album. Discutăm despre album, da, ni l-ai adus, uite, te opresc, iartă-mă, că intervin, o să discutăm și despre asta, telespectatorii noștri o să vadă și imagini cu albumul pe care l-ai realizat, pentru că e un material valoros și un material care adună ore, zile în șir de muncă, de muncă vocală. Pe mulți se miră așa sau nu cred când le spui că, de exemplu, ai lucrat la o piesă vreo 2-3 ani de zile. Atunci când vrei să scoți un lucru de calitate și când vrei să faci un lucru de calitate, părerea mea e că nu se poate face de pe o zi pe alta. Așa este. Deși la noi apar... Inventez tot felul de lucruri. La noi apar pe bandă rulantă, cum s-ar spune, o mulțime de piese care ar avea sau nu ar avea ce să caute pe piața muzicală, dar ăsta e un alt subiect foarte dureros, pe care de câte ori îl atingem, așa simt că nu ne face bine. Realitatea cruntă este că mass media promovează foarte mult în zilele noastre prostia. Ceea ce nu trebuie. Da. Așa e. Din păcate așa e. Nu, mai sunt și oameni care vor să aducă o rază de cultură și noi ca artiști o aducem prin cântec. Da. Nu prin orice cântec, ci prin cântecul popular autentic, așa că eu mă bucur să fiu unul dintre aceștia. Încercăm să facem lucrurile așa cum ar trebui să fie făcute întotdeauna, chiar dacă poate mai dăm greș și noi, că suntem oameni. Da. Nu avem cum să le știm pe toate și să le facem foarte, foarte bine. Dar important e să punem sufletul până la urmă și în felul ăsta lumea o să ne înțeleagă, o să ne perceapă, o să ne aprecieze și o să simtă
mai mult decât orice, o să simtă că ea sufletește aproape de noi și de ceea ce facem. Apropo de suflet, dacă îmi dai voie să te întreb. Te rog. Se spune că și învățătura lui Hristos, dacă nu ar fi fost de undeva de sus, nu s-ar fi răspândit în toată lumea așa cum este astăzi. Deci dacă așa nu ar fi fost un lucru dat de la Dumnezeu, nu ar fi fost peste tot prezent. La bine, fel și cântecul nostru. Bine ar fi să fie prezent peste tot. Dacă e să fie de la Dumnezeu, va fi prezent acolo unde trebuie. Și va atinge sufletul care trebuie să fie atins. Avem o altă curiozitate. Dacă ai ales ca studii să mergi tot pe drumul muzicii, sau nu are legătură viața ta profesională cu partea, cu domeniul muzical? Pentru că am întâlnit o mulțime de cazuri în care am avut invitați contabili, secretari, oameni care lucrează în primărie, spre exemplu, sau cu cifre, cu documente. Iar acum ai în față care nu au nicio legătură. Geolog. Poate geolog. Așa, uite, am atins un punct bun, ia povestește-ne puțin. Un inginer geolog, am terminat facultatea la Cluj-Napoca, pe domeniul geologie. Și de asemenea, masterul la Sibiu, valorificarea gazelor naturale, pentru că la noi la media știi că este vorba de mult gaz. Da. Dar bineînțeles, de asemenea, este foarte greu de pătruns acolo. Evident. Asta este a doua problemă care nu contează. Și ce vreau să spun, da, am terminat școlile astea, dar lucrez la un PECO, la o benzinărie deocamdată. Deci tot undeva cu, da. Prin domeniu, da? Undeva prin domeniu, numai undeva mai. Lucrez aici deocamdată pentru că aici am găsit de vreo 5 ani de zile. Am noroc că programul este destul de flexibil, lejer, astfel încât pot să mă ocup de ceea ce îmi place mie mai mult și anume de muzică. Da, din păcate, uite, ai atins încă un punct sensibil. Din păcate, nu putem trăi doar din muzică. Da. Ci trebuie să fim oameni cumpătați și să avem o meserie la bază și să avem un loc de muncă stabil, pentru că asta este. Timpurile nu mai sunt ca altă dată. Mai vin mulți și se uită așa la mine și zic, bă, tu ești cântăreț. Tu, te știu de undeva. Tu ești cântăreț? Da, pe cum de lucre aici? Până și cântăreții trebuie să mai lucreze, nu? Păi n-ai terminat școala, am terminat. Ba da. Facultate și master, dar degeaba, cu uite, în zilele noastre, prea multă școală. Din păcate, nu face totul. Da, așa e. Din păcate, nu întotdeauna ceea ce termini ca studii te ajută să mergi pe același drum mai departe. Da. Nu-ți găsești întotdeauna locul acolo unde ai fost pregătit bine, într-un domeniu în care te-ai pregătit. E să nu discutăm despre lucruri mai triste și mai puțin îmbucurătoare. Eu sunt bucuros că fac la urmă ceea ce îmi place. Deci, dat fiind faptul că lucrez aici și am mai mult timp, cum am spus, am timp să mă ocup de muzică. Îți poți permite să te ocupi de tine și profesional. Așa că nu pare rău de nimic. Păi știi că există vorba aia pe care veșnic am tot spus-o în emisiune. Nu este nimic întâmplător pe lumea asta. Fiecare lucru are un scop. Așa e. Ne dăm seama de el mai devreme sau mai târziu, dar important e să-l înțelegem. Păi și tot povestim. Eu zic să mai ascultăm și puțină muzică. Dragii mei, cred că a venit momentul să urmăriți câteva imagini plăcute dumneavoastră, să vă bucurați sufletele și auzul cu muzică bună și apoi să revenim la discuția noastră aici în platou. Vă așteptăm cu drag tot aici. La 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 închinăm un Doamne ajută, ha, ha, hai, ha, la un bun și lume multă, măi!
la 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 azi la toți vă cânt cu dor, la 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 Maramureș și Bihor, ha ha hai ha, azi la toți vă cânt cu dor, măi. La 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 hai dați oameni buni la joc, la 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 la, să ne învârtim cu foc, la 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 la, să uităm că viața e grea, la 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 la, și că lumea asta e rea, la 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 la, să uităm că viața e grea, ha ha hai ha, și că lumea asta e rea, măi. La 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 la. Și dacă muzica-i cântă, la 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 la, nu e în veci viața urâtă, la 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 la. Într-o grădină cu fână mă-ntâlni cu un om bătrân, tăt ploie, tăt vremerea, tăt plângea și sus china, mă. Dice, plângi, bătrânule, mă, cum să nu plâng, fiule? Cinci copii eu am crescut, mă, și cu toți mor părăsăt, mă. Și acum stau și așteme mereu, mă, să văd un copil de-al meu, mă. Tot aștept, dar eu zadar, mă, și-mi e sufletul amar, mă. S-or dus și-or plecat în lume și-or uitat cu toți de mine,
de mine nu-li mai dorm. Parcă n-aș fi tata lor, mă. Mai văd tineri la plug și nici patru boi la jug. De cornet ține-o-n moșneagă, mă, plugul două și-l tragă, mă. Numai puiul cucului, mă, pe cornele lugului, mă. Și-n era de pete le cântă la vaci să tragă. Haideți, români, acum cu toți să spunem, să spunem da, în viață ne-a fost greu. Dar oricât de greu ne-a fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Dar oricât de greu ne-a fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofoșor să mai vină, pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofoșor să mai vină, pe toate românele treci. Am fost prădați de ani de-o veșnicie și-n genunchiat au micul nostru popor. Dușmanii mulți ca iarba din câmpie, dar am rămas mereu biruitor. Dușmanii mulți ca iarba din câmpie, dar am rămas mereu biruitor. Dar am rămas mereu biruitor. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofoșor să mai vină, pe toate românele treci.
Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte-o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Voi, frați români, ce ați plecat departe, în urmă tată, mamă, zac uitați, pustiogoare, grădini nesăpate, vă așteaptă iar cu plugul să le arați. Lăsați acum, lăsați străinătate și hai înapoi, pământul vi luați. Și hai înapoi, părinți vă îmbrățișați. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte-o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte-o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Căci câte-o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Am revenit la discuția noastră în platou, dragii mei, și povesteam în timp ce dumneavoastră ați urmărit imaginile despre costumul pe care îl porți astăzi, despre pieptarul pe care l-ai îmbrăcat. Și mi se pare absolut minunat. Bănuiesc că e o piesă de muzeu, aș spune eu, pentru că nu se mai găsesc asemenea costume. Ziceai că ai făcut rost greu de el. Mulțumesc. Într-adevăr, da, este o piesă de muzeu. Frumos lucrat, după cum se vede. Cred că au fost niște oameni care au avut multă răbdare când au dat viață unui asemenea costum. Bineînțeles, înainte erau altfel și vremurile. Era mult mai mult timp de a ne gândi la noi și de a... Și de a ne bucura de ce putem să facem pentru noi. De a ne bucura de puținul pe care îl avem. Așa e. Acum suntem preocupați cu multe altele. Uităm să găsim fericirea în lucrurile mici. Așa, mare adevăr. Fericirea vine din lucruri mănunte. Așa e. Și uite așa, înainte, cum erau vremurile, s-a dat viață la un asemenea costum. Este un cheptar în piele de miel, cusut de mână, cu arnici. Și nu știu să vă spun exact cine l-a făcut, pentru că l-am... găsit în satele, undeva într-un sat în jurul Mediașului, dar mă bucur că am reușit să ajung în posesia lui. E absolut și minunat. Îl port cu mare plăcere. Poți fi mândru de un asemenea obiect de îmbrăcăminte, pentru că mie mi se pare absolut minunat și o să arătăm și telespectatorilor noștri câteva imagini mai apropiate cu modelul pe care l-ai tu acolo. Sunt atât de fin lucrate și atât de frumos și cu un bun gust desăvârșit. Eu de foarte multe ori stau și mă întreb totuși în simplitatea pe care o aveau oamenii acum multă vreme, de unde găseau bunul gust și ideile atât de ingenioase, dar extrem de simple și clare. Vrei să-ți spun de unde? Uită-te în spatele tău, în spatele nostru, ce vezi aici? Flori, frunze, da, din natură. Așa e. Petrecea omul de atunci mult mai mult timp în natură decât acum. Și avea timp foarte mult să se gândească și să creeze. Asta am spus. Acum nu mai avem timp să creăm, suntem preocupați, să alergăm de colo-colo și, din păcate, pierdem din vedere ce ar trebui să fie mai important. Da, noi încercăm să aducem pentru dumneavoastră totuși, idei bune. Noi doi cred că ar trebui să ne considerăm norocoși, pentru că am primit un har de sus. Da. Și anume de a cânta, și chiar dacă nu prea avem noi timp să stăm pe acasă și să ne gândim la multe lucruri, atunci când cântăm, simțim că facem ceva pentru oameni.
liniștim suflete, bucurăm suflete. Suntem facem alături. Ceea ce am fost hărăzit să facem. Da. Și asta este. Mie mi se pare foarte frumos faptul că pe lângă satisfacția și pe lângă împlinirea pe care o simțim noi cântând, pentru că nu poți cânta la întâmplare, cânți cu sufletul și doar așa poți transmite, mi se pare minunat faptul că reușim să mai bucurăm și pe alții. Sunt și mulți care cântă la întâmplare. Da, sunt, e adevărat, dar eu nu cred că se poate transmite. Eu simt că atunci când sunt în mijlocul oamenilor și încep să cânt, până atunci am multe probleme și eu pe cap și sunt agitat și stresat. Dar când mă apuc de cântat, crede-mă că orice problemă se uită. Aș avea, uit, da. Așa-i. Îmi spunea cineva la un moment dat, am învățat după foarte mulți ani că în momentul în care intru pe ușa casei, să-mi las la ușa necazurile, problemele, gândurile și stresul. Ei, dacă am putea să facem și noi lucrul ăsta în permanență, ar fi bine, dar e adevărat ceea ce spuneai tu mai devreme. În momentul în care suntem în fața dumneavoastră și cântăm și ne punem sufletul în fața dumneavoastră, uităm de necazuri, uităm de probleme și măcar preț de câteva minute cât suntem acolo, suntem într-o altă lume, că practic suntem într-o altă lume spirituală și punem totul în fața omului de lângă noi și ne punem sufletul pe tavă, cum am spus eu de mai multe ori. Și asta ne ajută și pe noi. E adevărat că ne și încarcă cu energie pozitivă, e adevărat că e și foarte obositor uneori, dar cred că satisfacția e pe măsură. Un artist, de asemenea, atunci când cântă, el dă din sufletul lui, nu? Da. Se descarcă, ca să spun așa, pentru că încearcă să dea tot ce are mai bun ca să fie iubit. Dar și de asemenea, de multe ori, consider eu că ar trebui să ne încărcăm sufletește, mergând, de exemplu, duminica la biserică și gândindu-ne... Bine punctat! Da. Bine, deci aici ne descărcăm atunci când cântăm și ca să ne reîncărcăm cu energia de care avem nevoie și credință, e bine să mergem și la biserică. Știu, obișnuiesc la începuturile emisiunilor noastre să spun întotdeauna sau aproape întotdeauna că Dumnezeu a fost bun și îngăduitor și am ajuns să ne întâlnim din nou cu telespectatorii noștri. Ei, să știi că nu o spun întâmplător, pentru că chiar dacă viața ne ia așa cu valul pe fiecare la un moment dat, sunt și foarte multe dăți în care mă gândesc, Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătoasă și îți mulțumesc că mi-ai dat harul pe care tot povestim noi și îți mulțumesc că îmi dai putere să fiu din nou lângă oameni și cu oameni și să dau bine și să încerc să împart bine în jurul meu, pentru că doar așa mi se întoarce și mie binele. Așa este. La urmă urmei, ceea ce faci, să știi că aia ți se întoarce la fel înapoi. Cum ești tu cu oamenii, așa vor fi și oamenii cu tine. Exact. Există legea compensației, există Dumnezeu, există lucruri bune care ne învață să facem bine. Trebuie doar să vrem să facem bine. Așa. Și apropo de lucrurile bune pe care le facem, începusei mai devreme să-mi povestești despre albumul pe care tocmai l-ai realizat. Da, l-am terminat de o vreme, de vreo 2-3 ani de zile. Și, cum spuneam, am lucrat de asemenea vreo 4-5 ani la el până l-am finalizat. Bineînțeles, această muncă a constat în primul rând în crearea cântecelor, melodiilor, da. Atât melodie cât și text. Am și culegeri de pe sate, de la bătrânei, am și cântece create de mine, atât melodie cât și vers. Și, de asemenea, cel mai important lucru în crearea acestui album a fost banii. Ăștia din păcate, da, tot acolo ne întoarcem. Mai greu ca să, da, ca să îl putem scoate pe piață. Să fie materialul finit așa cum trebuie, da. Produsul finit. Eu am înregistrat 23 de cântece, astfel încât m-au întrebat mulți că de ce, cum de atâtea cântece pe un album. Păi mie îmi place când fac un lucru să-l fac ca lumea. Și mai ales dacă l-am scos odată, nu știu exact când va fi următorul. Poate când voi mai avea tot ce am nevoie, dar consider că următorul va fi atunci când cântecele acestea vor fi destul de cunoscute. După ce vor ajunge destul de cunoscute, atunci o să vină și următorul. Cu cine ai lucrat la albumul pe care l-ai făcut? Am lucrat cu orchestra condusă de domnul Ovidiu Barteș de la Cluj-Napoca. Da. Foarte dragi mie. Da, este un
artist desăvârșit. Un profesionist. Și de asemenea am un cântec realizat și cu domnul Stelian Stoica de la Orchestra Jidvei România, dat fiind faptul că am petrecut pe acolo vreo 4 ani de zile. No, și astfel pot să spun că este un album complet. Adevărul că la... și cântece de suflet și cântece de voie bună, de toate, oricine se poate regăsi în el. Ce preferi să cânti? Bine, asta e o întrebare destul de dificilă dacă ar fi să mi se adreseze mie. Dar e mai ușor să întreb decât să răspunzi. Ce preferi să cânti? Cântecele de voie bună, de veselie, de joc și așa mai departe? Sau... Eu prefer cântecele de suflet. Da. Mi-ai răspuns înainte să întreb. Multă lume spunea la un moment dat, ce se întâmplă de tu când numai tu cântece așa lejer. Cunosc întrebarea foarte bine. Am și cântece mai rapide, dar cel mai mult când cântece așa mai liniștit. Pentru că, și de ce, este o lume atât de agitată, atât de... Toată lumea e agitată și la televizor când te uiți, vezi tot felul de... Știri nu tocmai chestii bune. Chestii care te bulversează, nu neapărat știri și în materie de muzică, vezi doar multe lucruri belegie. Negative. Da. Da. Și atunci eu simt că am nevoie să cânt asta. Cine apreciază, apreciază, cine nu, Dumnezeu îi ajută. Fiecare are loc sub soare și fiecare are... Exact. Și fiecare are publicul care îl place sau publicul care se regăsește în cântecele pe care le cântă, în timbru vocii fiecăruia. Avem particularitățile noastre, da. Și... Eu de multe ori, sincer, nu-i prea înțeleg pe, poate pe mulți colegi de-ai mei care se consideră, băi, eu sunt cel mai tare sau... Cum ai spus tu, toți avem un loc și mai ales oamenii, dacă ei să te aprecieze, te apreciază și pe tine, și pe mine, și pe el, și pe el. Da. Nu e musa, e doar pe unul. Dar asta mulți nu o înțeleg și de-aia există atâta invidie câteodată și ură și între noi, între colegi și nu este bine, dar asta ține de fiecare. Să știi că, din păcate, eu văd ura de care vorbești tu sau poate că e prea mult spus ură, dar există neînțelegeri și există tensiuni, hai să le spunem într-un mod mai frumos, mai fin, există tensiuni peste tot. La orice loc de muncă, în orice colectiv există. Povesteam cu cineva în învățământ, spre exemplu, că sunt mai aproape de domeniul ăsta eu, îmi povestea ce colectiv unit erau, câte lucruri făceau împreună, cât de bine se înțelegeau, se întâlneau până și cu familii, se deveneau prieteni de familie, nu știu... Profesoare, spre exemplu, împărțeau rețete, erai prieten cu toată lumea, încercai să ajuți pe toată lumea. Înainte, da. În momentul ăsta nu se mai întâmplă asta. Eu mi-aduc aminte și cum erau părinții mei, cu neamurile, cu prietenii, cu vecinii, tot timpul. Cu întâlnirile noastre de sărbători și așa mai departe, da. Acum nu, cum am spus, datorită faptului că ești prea agitat ca să câștigi și asta nu doar ca să câștigi să ai mulți bani. Să ai foarte mult. Nu, ci ca... Un stres la care suntem supuși cu toții. Un simplu fapt că trăim în România și asta ne ocupă tot timpul și datorită faptului că aici trebuie să alegi pe 10 fronturi ca să poți să trăiești modest. Să faci față. Da, să trăiești modest. Deci ca să-ți crești copiii, să-i trimiți la facultate, aici trebuie să tragi pe 10 fronturi. Așa e. Și de aceea, da, poate nu, lumea nu mai prea, suntem... Prea agitată, prea stresată și uită de partea sufletească cu care suntem noi responsabili. Da. Că avem noi problemele noastre, dar noi suntem responsabili când cu sufletul. Aici, trebuie să fim doar zâmbet. Da, da. Și așa mi se pare normal, și nu? Și suntem, pentru că... Noi, într-o anumită măsură, suntem norocoși că facem ce ne place. Da. Și ce ne umple sufletul de bucurie. Dar fiecare ar trebui să facă ce îi place. Da, uite ce povesteam mai devreme de studiile pe care le-ai făcut tu și în domeniul în care nu ți-ai mai găsit. Da, dar eu mă gândesc așa că poate nu prea îmi place ceea ce am făcut. Oh, la urmă, așa, da. Recunosc că am făcut calea... această școală ca să am niște studii și așa. O meserie și poate nici nu m-am agitat foarte mult să mă angajez undeva anume. În domeniul ăsta, că, da. Dacă stau să mă gândesc logic, eu, știi cum e asta, ce te gândești, nu te gândi prea mult că e posibil să ți se împlinească, știi? Și eu tot timpul m-am gândit foarte mult la muzică, cum să fac să ajung cineva. Ai văzut? Și până că la urmă, funcționează. Asta am cam primit, știi? Serviciul și alealte le-am cam lăsat deoparte. Merge sunt pe undeva planul 2. Acolo, da, da, pe planul este o necesitate, dar până la urmă muzica e ceea ce îți dorești tu și ceea ce simți.
Păi, dacă tot vorbim din nou despre muzică, că doar de asta ne-am adunat aici astăzi, dragii mei, propun să mai urmărim câteva imagini și apoi să revenim pentru ultima parte din discuția noastră de astăzi. Noi suntem aici și vă așteptăm. Te-ntorci acasă, că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe-i fi, românașule, cu gândul acasă-i trăi, măi românule. Plângeți ochi și lăcrimați, mă, la 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 la, că acasă zac uitați, mă, la 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 la, pruncuță și avuțâia, la 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 la, părință și prietenia, la 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 la. Românașule, ai plecat, dar te-ntorci acasă, niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe-i fi, românașule, cu gândul acasă-i trăi, măi românule. Cântă și mierălița-n fac, mă, la 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 la, de dor la toți și-or plecat, mă, la 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 la, le cântă n-apoi să vie, la 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 la, o rămas ara pustâie, la 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 la. Românașule, ai plecat, dar te-ai întors acasă, că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe-ai fost, românașule, tot acasă te-ai întors, măi românule. Românașule, ai plecat, dar te-ai întors acasă, că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Făcut mai ca jucână, la 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 la, la puiană strâng în până, la 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 la. M-au făcut mai ca jucână, la 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 la, la puiană strâng în până, la 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 la. Strâng în pân de-o căpicioară, la 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 la, mândra după mi se moară, la 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 la. Dragul Nicu, cine jocă, la 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 la, când e roasa busuiocă, la 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 la. Dragul Nicu, cine jocă, la 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 la, când e roasa busuiocă, la 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 la. Și gurița lămâiță, la 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 la, draga badi copiliță, la 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 la. Vai de când am mai jucat, la 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 la, pare că am și uitat, la 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 la. Vai de când am mai jucat, la 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 la, pare că am și uitat, la 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 la. Dar cum am să joc, la 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 la, să se ies soarele în loc, la 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 la. Să se
să mire soarele, la 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 la, cum să învârt chicioarele, la 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 la. Să se mire soarele, la 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 la, cum să învârt chicioarele, la 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 la. Să se mire și luna, la 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 la, cum să învârte mândruța, la 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 la. Să se mire și luna, la 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 la, cum să învârte mândruța, la 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 la. Frumos dormea mea mândruță, la 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 la, cu mânuțele pe chepte, la 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 la. Stau în loc să n-o trezesc, la 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 la. Calun eu ca șună bolând, la 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 la, dă cu copitană pământ, la 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 la. Și mândra mea să treză, la 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 la. Și din gura așa-mi vorbi, la 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 la. Ba de bădișorul eu mă, la 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 la, mâncez luchii calul tău, la 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 la. Mândro calui potcovite, la 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 la, să știi că el te-o trezit, la 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 la. Te așteaptă să sui călare, la 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 la. Să te duc în sat cu soare, la 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 la. Să te duc la maica mea, măi, la 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 la. Să se bucure și ea, la 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 la. Să te duc la maica mea, măi, la 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 la. Să se bucure și ea, la 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 la. Am revenit pentru ultima parte a discuției noastre de astăzi. Timpul se scurge destul de repede. Te mirai mai devreme cât de repede merge. Cu cine se duce repede. Vorbim timp. Mult. Da, îmi place că ești povestace. Păi... De fapt, ca și mine. Știi, ideea e că voi, cei care veniți alături de noi, trebuie să ne povestiți mai multe, nu să vorbesc eu mult. Este bine să fie o egalitate de șanse. Da, mie îmi place ca dialogul pe care l-am cu invitatul, indiferent cine ar fi invitat alături de noi în emisiune, să fie un soi de poveste. Fără răutăți, fără a te aștepta ca omul de lângă nici tine să vorbească foarte mult. Nici mie nu-mi plac întrebările care mă indispun. Nu, nici vorbă. Ideea noastră, și am mai spus de atâtea ori lucrul ăsta, ideea noastră e ca cei care ne privesc să aibă sufletele liniștite atâta timp cât stau alături de noi. Mulțumesc. Și să aibă o discuție relaxată despre una, despre alta, despre viața celor care vin aici, atât cât fiecare e dispus să spună, despre viața artistică în principiu, pentru că asta e cea mai importantă, chiar dacă sunt cârcotași care ar vrea să afle mai multe. Nu intrăm în intimitatea oamenilor. Așa că nu e treaba lor. Nu, noi vrem să liniștim oamenii, să fie cu inima deschisă alături de noi. Pentru că la urmă oamenii se spune de multe ori, inventează o poveste că ai bătut pe cineva, să ai făcut ceva dacă vrei să ajungi la o emisiune de genul. Din păcate, prea multă lume răspunde și e dispusă să facă lucrul ăsta. Ei, se fac multe compromisuri. La noi nu se fac compromisuri de genul ăsta. La noi vezi și tu foarte bine, lucrurile nu sunt pregătite dinainte, întrebările nu vin dinainte pregătite, ci discutăm, purtăm o discuție relaxată și lejeră. Exact. Și dacă tot povestim în ritmul ăsta, ia spune-mi ce părere ai, ce simți tu despre asta,
Unde ți se pare mai greu să fii? Într-un spectacol sau într-un eveniment, cum ar fi o nuntă, spre exemplu? Păi bineînțeles că la... Unde ai emoțiile? Sau unde aveai emoții mai mari? Eu mă simt mai lejer ca la un spectacol. Dar asta depinde, cred, și de numărul evenimentelor. Poate unii cântă mai mult la spectacole, poate alții cântă mai mult la anunț sau invers. Dar trăirea, în mod normal, e cam aceeași. Dacă tu știi să citești omul, că și la nuntă și la un spectacol când te-ai urcat pe scenă, i-ai văzut, i-ai citit. Și dacă ești așa cum i-ai citit și ai citit bine, atunci o să fii exact pe placul lor. Dacă nu, atunci poate o să ai puțin de lucru. Foarte greu să mulțumești pe toată lumea. Da. Normal, pentru că știi, cea mai grea muncă este munca cu omul. Așa direct și toți, mai direct decât noi. Toți suntem diferiți. Dar eu zic că fiecare este unic în felul său. Așa e. Asta e foarte clar. Și dacă știi să fii un om deschis, eu cred că și oamenii se deschid în fața ta. Se transmite energia despre care povesteam și mai devreme. Ce planuri ai avea tu de viitor? Am înțeles din ce mi-ai spus că ai dorit să continui pe plan muzical și că faci ceea ce-ți place și că îți dorești să mergi în ritmul ăsta mai departe. Albumul pe care l-ai realizat tu conține 24 de piese? 23. Da. Ei, părerea mea e că e ar putea fi două albume de aici. De genul. Dar sunt și de acord cu ideea că nu trebuie mult. Subliniez vis-a-vis de cântecele de pe album un singur lucru. Eu mi-am înregistrat pentru început după ce am terminat cu concursurile, deci am umblat vreo 3 ani de zile la toate concursurile din țară și pe urmă după asta mi-am înregistrat vreo 7 cântece. Uh-huh. Și când mi-am înregistrat albumul, bineînțeles că le-am pus și pe alea 7 cântece, primele celelalte noi. Da. Începutul. Pentru că n-am vrut să se piardă, nu? Și e normal. Evident, e vorba de munca ta până la urmă. Da, le-am refăcut vocea cu vocea de atunci, pentru că între timp se schimbă foarte tare ceva, da? Da. A, și le-am redat pe toate într-un album complet. Cum ți se părea că, îmi spuneai de concursuri, cum ți se părea atmosfera în concursuri? Să știi că eu din concursuri am învățat multe lucruri. Dar cel mai important lucru pe care l-am învățat și l-am reținut este că am învățat și să câștig și să pierd. N-am fost genul asta care doar important. Am câștigat sau doar am pierdut. Nu. Am avut momente de bucurie, am avut momente de tristețe, am avut momente în care mi s-a părut că nu am fost... Că ai fost nedreptățit? Da, că am fost nedreptățit. Cred că toți trecem prin asta. Am fost momente și când poate nu mă așteptam și am fost printre primii. Deci au fost tot felul de momente și astea m-au întărit. Trăiești o paletă largă de sentimente, nu? Da. Înveți să te cunoști pe tine și să te accepti și să-ți accepti greșelile și reușitele până la urmă. Cum ce să zic, că și în concursuri, ca și în viață, nu e întotdeauna pe corect. Eu nu și spun nici fair play. Eu nu spun vis-a-vis de mine, spun vis-a-vis de în general, pentru că așa este lumea în care trăim. Este cu bune și cu rele. Da. Dar... știu că tot ce am obținut a fost pe puterile mele și mă bucur că am învățat din asta. Și că ți-ai asumat fiecare lucru prin care ai trecut și că înseamnă o experiență foarte importantă pentru mai târziu. O experiență foarte mare, pentru că atunci când cânți în fața unui juriu care îți urmărește, în special îți urmărește greșelile. Fiecare pas. Fiecare pas, da. Atunci e cu totul altă trăire față de atunci când ești la o nuntă sau la un spectacol, apropo de ce vorbeam înainte. Ești supus unui stres mult mai mare. Acolo ești mult mai lejer, da. Pentru că oamenii au venit să te asculte cu drag, nu să-ți caute greșeli. Ei, uite, și acolo se pot face greșeli. Pot să fii răspunzător de un eșec al unui eveniment fericit din viața omului, ceea ce, credeți-mă, e o responsabilitate enormă până la urmă. Așa. Fiecare cu urcușul și coborâșul. Fiecare lucru cu urcușul și cu coborâșul lui. Ai pățit vreodată lucruri
amuzante, nu știu, întâmplări amuzante. Ai avut parte de pățanii? Pățanii? Nu știu. N-ai pățit nicio... Vorbeam de 1 aprilie pe pauză, în timp ce dumneavoastră urmăreați piesele. Noi povesteam și glumeam de... pățanile și glumele nesărate ale unora de 1 aprilie. N-ai trecut niciodată prin... legat de scenă. Nu cred. Ai fost un norocos. Nu cred, dacă stau să mă gândesc. Nu, păi nu, ți-ar fi rămas cu siguranță ceva foarte bine tipărit în minte. După cum ți-am spus, nu îmi place să se facă glume proaste pe seama mea. Nici nu fac glume pe seama lui alții. Așa că până acum cred că a fost ok. Ești în grafic. Sunt grafic. Credem și glumim. Vreau să te mai întreb un lucru. Cui crezi că ar trebui să-i mulțumești? Dacă ar fi să mulțumești în momentul ăsta cuiva pentru ceea ce ești tu profesional vorbind. Păi, în primul rând, nu pot să mulțumesc altcuiva decât lui Dumnezeu, pentru că sunt sănătos și mi-a dat harul de a cânta. Și pentru faptul că eu cânt aici și când de mic, cum am spus, îi mulțumesc mamei mele. Și în rest, nu poți să mulțumești decât publicului, celor care te ascultă. Cel care te ridică și cel care te coboară. Te coboară, nu. Da. Noi, datorită publicului, trăim. Datorită aplauzele lor, prindem viață și datorită aplauzelor lor, redăm cântece. Și prindem energie să mergem mai departe. Da. Așa e. Îți mulțumesc tare mult că ai venit alături de mine astăzi. Timpul trece tare repede, așa cum ziceai și tu. Cu tot dragul și să știi că m-am simțit, cum ai spus tu, foarte relaxat. Dacă am transmis asta și acasă, și cu siguranță că am transmis, și vreau eu mă bucur. Mai spun ceva. Vreau să îl salut și să-i mulțumesc celui care a făcut posibil această întâlnire a noastră. Da. A noastră și a noastră. Lui Andrei Romanică, unul dintre colegii și prietenii mei. Pot să-l consider și eu așa, chiar dacă ne cunoaștem de puțină vreme, dar îl pot considera tot așa și eu. Eu un om absolut minunat. Eu un om foarte fain. Ăsta e cuvântul potrivit. Un om foarte fain. Așa e. Și în general, mie îmi plac foarte mult oamenii de pe la Mureș. Mai ales că, cum spuneam, adică nu, n-am apucat să spun asta în direct. Uite, vezi? Deci bunicii mei, părinții, se trag din satul Lidiciu, comuna Bahnea, care aparține de județul Mureș, deci am rădăcini de mureșan. Și deși locuiesc în media. Și încă un lucru pe care nu l-ai spus, că nu te-am întrebat nici eu, e adevărat. De unde este repertoriul pe care tu îl abordezi? Ce zonă anume? Da, este foarte important pentru cei care ne privesc. Repertoriul este de pe Valea Târnavelor. De pe Valea Târnavelor, dar... încă o dată vreau să precizez, am și un cântec preluat din repertoriul regretatului Petre Săbădeanu și redat în varianta și interpretarea mea pe malul Mureșului, care l-am cântat cu tot dragul și îl cânt cu tot dragul. Și iar în videoclipul respectiv vreau să precizez că e chiar mândruța mea, dat fiind faptul că și ea este tot din județul Mureș. Uite cum aflăm! No, și ce vreau să închei... toată garda, ca să zic așa, de colegi de la Mureș, vorbesc de județul Mureș, asta inclusând și Reghinul, chiar în 11 ianuarie anul ăsta am fost la Reghin prezent aici la spectacolul lui Marian Iag, colega noastră, Maria, și a fost un public foarte fain și m-am simțit foarte bine. Vreau să spun, toți colegii sunt niște oameni foarte ok de aici de la Mureș. Și vin cu mare drag de fiecare dată. Nu stai să mai treci pe la noi în cazul ăsta. Da. Oricum vei rămâne alături de Gliga TV, pentru că melodiile tare vor rămâne în arhivă la noi. Mă bucur și vă mulțumesc. Și atunci telespectatorii vor mai avea ocazia, prilejul să... Sper să se învețe. Să te vadă. Cu ele și să le în mod sigur. În mod cert. Și să se regăsească, nu? Da. Ești un om... tonic, ok, optimist, vesel și iubești ceea ce faci. Iar lucrul ăsta nu poate decât să se transmită. Sunt și eu bătut de vânturi și de ploi. Nu ești singur. Dar toate astea nu fac decât, știi cum e, un șut în fund, un pas înainte. Să te întărească, deci să și mă mai întărească tare. Și să merg înainte. Asta e foarte bine. Doamne ajută. Așa ar trebui să fie. Dacă vrei să transmiți ceva telespectatorilor noștri, cu dragă inimă. Eu vă salut pe toți și vă mulțumesc că m-ați primit în casele dumneavoastră, mai ales aici în casa Gliga TV și mai precis la Reghin.
Cum am spus, am găsit oameni faini aici când am fost la dumneavoastră la spectacole și nu pot decât să vă doresc tot binele din lume și Doamne ajută ca cântecele mele și ale noastre, a tuturor colegilor, să ajungă acolo unde dumneavoastră vă doriți. În suflet. Vă salut pe toți colegii mei și Doamne ajută! Mulțumesc mult pentru prezența astăzi și sper să ne revedem cât de curând. Dacă o să ajungi să scoți încă un album cu 24 de piese, avem ce asculta. Da. Telespectatorii noștri vor avea ce să asculte. Uite că mă grăbesc și eu în momentul ăsta. Îți mulțumesc frumos încă o dată pentru prezența. Mulțumesc și eu. Mult drag. Dragii mei, îmi au rămas bune la dumneavoastră. După o emisiune, zic eu, relaxantă, liniștită. Mă bucur tare că am fost aici cu dumneavoastră și cu invitatul nostru de astăzi, cu Costel Popa. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați fost alături de noi ca de obicei și că sunteți alături de noi în general. Ca de obicei, până data viitoare, vă doresc toate cele bune, să aveți zile bune, Dumnezeu să fie bun și îngăduitor cu voi și să ne revedem sănătoși. Vă îmbrățișez! Malul Mureșului crește floarea dorului, pe malul Mureșului crește floarea dorului. Și-am cules o viorea, la 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 la, să-i o dau la mândra mea, la 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 la. Dar mândruța nu vrea coda dorul altuia, dar mândruța nu vrea coda dorul altuia. Ea la floare nu se uită, la 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 la, și nici vorba nu mi-asculte, la 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 la. Ia mândruță florile și lasă gândurile, ia mândruță florile și lasă gândurile. De-i sta mult și te gândi, la 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 la, altă fată n-o-i găsi, la 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 la. Și-o să alergi în zor mereu, să culegi în locul meu. Și-o să alergi în zor mereu, să culegi în locul meu. Floricica dorului, la 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 la, pe malul Mureșului, la 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 la. Floricica dorului, la 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 la, malul Mureșului, la 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 la. Frunzuliță verde iarbă deasă, la 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 la, bine te-am găsit dragă nireasă, la 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 la. Frunzuliță verde iarbă deasă, la 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 la, bine te-am găsit dragă nireasă, la 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 la.
și bine te-am găsit pe tine. La 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 nobile și cinstinire. La 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 la. Fii mireasă, fii mireasă, veseloasă, că tare ai pus norocoasă. La 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 la. Și tu mire, chi tu mire, veselos, că tare ai pus norocos, mă. La 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 la. Frunzuliță verde de pe coastă. La 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 la. Ce faină inire suca noastră. La 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 la. Frunzuliță verde de pe coastă. La 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 la. Ce faină inire suca noastră. La 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 la. Îi ca floarea crinului. La 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 la. Pe plăcerea inelui. La 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 la. Fii mireasă, fii mireasă, veseloasă, că tare ai fost norocoasă. La 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 la. Și tu mire, fii tu mire, veselos, că tare ai fost norocos, mă. La 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 la. Frunzuliță verde din gătău, mă. La 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 la. Nici mirelui nostru nu-i stă rău, mă. La 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 la. Frunzuliță verde din gătău, mă. La 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 la. Nici mirelui nostru nu-i stă rău, mă. La 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 la. Îi ca floarea chiar să cie. La 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 la. Pe plăcerea inresă. La 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 la. Fii mireasă, fii mireasă, veseloasă, că tare ai fost norocoasă. La 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 la. Și tu mire, și tu mire, veselos, că tare ai fost norocos, mă. La 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 la. Frunzuliță verdea bobului, mă. La 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 la. Bine îi șade și nunului, mă. La 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 la. Frunzuliță verdea bobului, mă. La 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 la. Bine îi șade și nunului, mă. La 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 la. Și cu nuna s-o gătat. La 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 la. Și pe niri o cununat. La 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 la. Fii mireasă, fii mireasă, veseloasă, că ți-ai găsit o nună aleasă. La 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 la. Și tu mire, chi tu mire, veselos, că și nunu-i omenos, mă. La 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 la. Fiți mirilor, fiți mirilor veseloși, că tare ați fost norocoși, mă. La 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 la. Norocasă, noroc și casă de gheatră, supărare niciodată. La 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 la. Bate vântul de departe și de dor inima iarde. Bate vântul parcă-ar plânge dorul de bătrân m-ajunge. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E doar tare de amândoi,
da, văză că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Fântână îi găleata șade și să uită tata. Mama-i fără de putere, eu la ei nu am când mere. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E doar tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Așteaptă tata-n prag, măi, că-i piciorul lui drag, măi. Și mama stă în pridvor, gândește la mine cu dor, măi. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E doar tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă.